Din păcate, atentatul de la Bruxelles a scos la iveală o realitate pe care cetățenii europeni o acuză în acest moment. Faptul că, din păcate, politicienii europeni sunt depășiți. Se vede că Europa nu se poate apăra în mod eficient de terorism, deschizând porțile valului de imigranți de-a lungul ultimelor 20 de ani, europenii au lăsat, din păcate, să se strecoare în Uniunea Europeană dușmani amestecați între oameni care au fugit de suferință, de război, de foamete și de nenorocire.